Turiștii care vor veni la mare în nordul litoralului vor avea parte de o nouă locație de distracție. Este vorba de un proiect ambițios implementat la inițiativa primarului orașului Năvodar Nicolae Matei, un Aqualand. Acesta va fi amplasat în incinta taberei de copii Delfinul, care va deveni cu certitudine una dintre principalele atracții ale litoralului românesc, punând astfel orașul Năvodar pe harta turismului din țară. Centrul va oferi o gamă largă de activități, atât pentru cei care preferă relaxarea, cât și pentru cei care vor să se distreze. În incinta Aqualandului vor exista bazine pentru copii, o piscină a surprizelor, River Ride, piscină pentru not, topogane de apă și piscină exterioară separată în zona pentru adulți și copii. Din orașul Năvodar se va da tonul distracției atunci când vine vorba de agrementul acvatic, și asta pentru că aici se va construi cel mai mare parc acvatic din România, valoarea proiectului fiind de peste 30 de milioane de lei. Acum că vremea dă semne că se îmbunătățește, muncitorii au ieșit pe șantier și lucrează de zor. Constructorul trebuie să respecte întocmai proiectul, care prevede o construcție de mare anvergură ieșită din tipare.